11 milioane de români nu au citit nicio carte în ultimul an, arată ultimele date ale Institutului Național de Statistică. Printre motivele principale se numără faptul că nu au timp sau nu sunt interesați de lectură. Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la consumul de carte, asta deși lista beneficiarilor este lungă, în special dacă părinții citesc împreună cu copiii. Printre beneficiile cititului se numără faptul că stimulează creativitatea și imaginația copiilor, le îmbunătățește abilitățile de concentrare, dar și cele de scriere și comunicare. Dincolo de asta, cititul împreună cu copiii este o rutină excelentă înainte de somn și înseamnă, de fapt, timp de calitate petrecut cu cei mici, ceea ce poate îmbunătăți relațiile dintre părinți și copii. Iar dacă părinții doresc să-i convingă pe cei mici să citească, tot ce ar trebui să facă, de fapt, este să devină un exemplu pentru ei. Din păcate, românii nu se mândresc cu acest capitol. Ultimele date arată că românii nu au citit nicio carte în ultimul an. Dintre cei care citesc, cei mai mulți sunt din mediul urban, aproape 40%. Spre comparație, în mediul rural, numărul celor care citesc este de doar puțin peste 18% și totodată se poate observa cum femeile citesc mai mult decât bărbații. Statisticile privind consumul scăzut de lectură sunt completate de altele la fel de îngrijorătoare care arată că tot mai mulți copii și adolescenți petrec timp citind postări pe rețelele de socializare și nu cărți. Un studiu Salvați Copiii arată că peste 30% dintre cei cu vârste între 5 și 10 ani utilizează rețelele sociale. Dacă ne uităm la adolescenți, peste jumătate dintre ei petrec între 2 și 3 ore în social media, în timp ce 15% stau pe rețelele de socializare între 4 și 6 ore. Din fericire, procentul celor care petrec mai mult de 6 ore în social media este de doar 4%.